Prieten, ia uitați unde am dormit aseară, aici, să mă vedeți și pe mine. Uitați, am dormit aici așa, aseară și uitați aici ce mi-a adus patrona, un sos de, sos cu aromă de lămâie, un suc de lămâie, dar mi-a adus un sos de lămâie. Ia să mergem acum. Să vedem unde mi-a dus micujul. Nu știu unde mi l-a dus, aici sau aici afară. Oh, afară, prieteni. Ia vedeți ce mi-a dus aici dimineață. Salată verde de asta. Oh, ochiuri. Am crezut că sunt jumătate. Da, patroană. Da, ce? Păi bine, patroană. Da. De ce ai vrut să vin acasă să-mi pregătești tu micul dejun? Da, să fac eu micul dejun. Serios, tu bătrână să faci micul dejun. Nu aduci o femeie, mamă. Ha? Nu aduci o femeie. De ce? Că nu vreau de ăla. De ce nu vrei de ăla? Ce oțet e la patroană? Ce oțet ăsta? Patroană, păi ce fac acolo? Mănânc? Mănânc... Adică mănânc... Așa mănâncă la munte oamenii. Oțet, ce oțet? La munte, muntenii mănâncă, uite așa. Ia. Uite, băgai usturoi, băgai ceapă. Doamne, usturoi la dimineață. Da, ia dimineață. Un polonic și mai... așa. Mai bagă zeamă, zeamă. E bine să mănânci usturoi. Asta e salată țigănească, prieteni, vedeți? Păi, cum? Salată țigănească asta. Usturoi dimineață? Da, să mănâncă usturoi dimineață. Eu în pușcărie m-am învățat să femeile. Da? Să mănânc câte un grăunte de usturoi pe inima goală. E bună de inimă, e bună de orice. Și mi-ai dat usturoi. Da. Ia vedeți cum a făcut ourile ochiurile astea. Le-a făcut bine, prieteni. Acum am făcut și eu, mamă, ce-am putut. Le-a făcut bine. Că eu nu mănânc cu dulce, eu mănânc cu salată, să nu mă mănânc. Da. Da, să iau ceva de aici. Și cartofii vreau. Ia să vedem, da. Prieteni. Eu mănânc ca să nu mânjesc. Ea mi-a făcut și patrona și cartofi prăjiți. Nu știu ce să mănânc mai repede. Dar se ta lui și ieri cu mine că de ce nu fac cartofi să mănânc de porc? Eu nu prea place cartofi. Ia vezi dacă se uită, se vede bine și la telefonul meu. La filmare, se vede? Aha, se vadă. Bă, aia? De unde sunt brățelele astea și nu? Ia. Mulțumesc, patroană, Doamne ajută. Nu cât dacă mă văd și eu nu știu. Păi lasă că te vezi de acolo pe scaun. Dar eu mă văd? Te vezi. Uite așa e, prieteni. Mănânc și eu aici de post. Ce mănânci patroana acolo? Cartofi. La unde-i Gabi, că era să mănâncă și el, că el se scoală de dimineață. Pe unde se scoală? La sună. Se scoală și vine la tine aici? Păi da. Păi nu poți să sun că... filmez acum. Păi de ce te-ai pus acolo? Pune-te acolo ca să te vadă filmarea. Sau lasă că mă pun eu acolo. Nu, hai. Treci acolo tu. Așa, prieteni, vedeți? Ca să vă filmăm și vouă. Uitați din cuțina lui Patroana. Ia uitați și astea. O să opresc, prieteni, ca să-l sun pe David. Gata, prieteni, revin. Revenim imediat. Imediat revin.
Gata, patroana, am dat drumul. David nu mi-a răspuns. Deci David nu mi-a răspuns, patroana. Mănâncă, mamă, poftă bună. Da, mersi, patroane. O să mănânc ouă asta. Nu, mamă, e așa fac dimineața. Ce faci? Îmi iau pastilele, mănânc singură. Mai venit Alina, a mâncat și eu. Păi da, patroane, de apă. Păi prea zis de asta ce mănânc. Uite, ulei, cartofi. Păi eu n-am mâncat mai că carne de atâta timp, e mai bine. Păi da, patroane, dar decât să mănânci... Dar nu prea am fript în ulei, am mâncat salate, am mâncat așa. Eu nu prea mănânc cartofi. Ar trebui mai bine că dacă mănânci de astea, mai bine să mănânci chiar cu dulce. A, Nu mai spune așa. Și când merge până de Paști, nu? Da. O femeie că mai aduce mâine să-ți aducă să-ți bagi în cutaie și o părite. Parcă mi-ai dat și mie un borcan. Păi din noi ea sunt, că eu n-am avut, eu n-am mai cumpărat aici, că dacă nu mâncăm cu dulce. Păi le-am adus înapoi. Da, din noi am băgat. Da. A, din aia. Ce mai făcut patru? Să ne ducem să băutăm și noi un por, mamă, că nu mai tu un porci. Păi n-avem bani, patroane. S-a scumpit porcii. N-avem bani. Să-l găsăm și dăm arună, ia dă-și mie țărătirea. Știi ceva? Dăm arție. Dăm arună ca să ne sună până lună, că mai e o lună până la pas. Nu, patroane. Da. Scoatem o modă nouă. Ca să ia și toți țiganii după noi așa. Cumpărăm porcul de la abator. Și așa și mai dulce carnea aia. Cumpărăm de la abator. Când bagi în găleată, coaste, muș de ăla, e foarte bun. Când avem bani, luăm carne de la abator și gata. Da, așa a spus și Pat. Ăla bucătarul lui Alin. Că mai dulce, coaste de aia. Muști și băgăm la găleată. Păi... Deci să mai dăm bani pe porc, 50 de milioane un porc au. Păi să dai 50 de milioane la abator, iai carne, muști și coase. Păi ei numai muști și coase și faci la găleată. Lua unul mai mic, că așa e bine la noi la țigan, să tăiem în curte. Da. De 100 de chile? Da. 100 de chile câte? 20 de milioane? Da. 15 milioane, 20. Păi dau anunț pe YouTube aici, zile la oameni. Da. Cine are porți de vânzare, dar nu scump. Cine are de aia mai grăsul, la 100, 180, să ne anunți. Păi spune-ne că vrem să cumpărăm și noi. Da. Ce da? Da, tu tot ai zis tu da. Zile la prietenii mei, că prietenii mei să vezi că vin și te aduc porți. Da, prieteni. Care aveți porci, ne-a sunat. La 100 de chile, 120, 180. Cea mai bună zama asta mie îmi place. Așa făcea la munce prieteni, oamenii mânca. Salata, explică de ce salata asta, explică la prieteni. Deci apă, usturoi și oță, și sare. Mâncăm cu copilul. Filmăm, filmăm aici, nu... Nu vorbi. Mănânc și eu cu copilul micuțul. Filmează. Ia scaunul ăla, stai cu ăla. Are să mănânci tu micuțul, dar tu nu vrei să te filmezi. Păi da. Ia-te de-a să ne bată, să-ți
E așa, dacă fii să mi-ai gode. El dungă. Dacă vrei poți să vorbești românește. Da, vezi. Dau farfurii unde să-ți pun și ție de aici. Mănâncă, lasă că-i pune, lasă, mănâncă eu și mănâncă, pune. Mănâncă, mănâncă, că nu mă, domnule, să-ți dai sănătate. Așa, te aduc o farfurie. Vă spune, ha? Te aduc și ție o farfurie. Lasă că-i aducă. Dă-le afară. Patronul salata asta bună. A făcut-o prea la munte, pentru oamenii ăștia. A făcut-o da. Cu usturoi. Așa e bine. Da. Să mănâncă usturoi de dimineață, am spus că el nu știe. O zi lași-o, da. E bun usturoi pentru orice. E bun de o boală, de orice. M-am învățat femeile la pușcărie. Nu femeile, dar e bun în organism. Că e copilul, să vezi, găsești. E pentru orice. Dar patronul, de unde știi că e bun în organism? Uite-te pe Facebook, îl găsești. Uite-te să vezi ce zici. Hmm? Da. Uite-te. Ți-a zis femeile la pușcărie, ce-a zis? A zis că e bun usturoi. Eu luam câte un cățel dimineață pe inima goală. Păi și unde era la pușcărie usturoi? La magazin. Făceam cumpărături. Da. Dar tu aveai magazinul în fiecare zi acolo? La săptămână, săptămână. Mâncate pe săptămână? Da, se cumpăra mama și cu făceam noi mâncare acolo. Am pus și la oameni pe TikTok. Dar trebuia să gătim pe furiș. Puneam o fată la ușă și găteam. Păi toți găteam în pușcărie. Da, și știi cum făceam tocana? Legat în pungă, tocam ceapa, carnea puneam în pungă, exact cum pui în tocană. Da. Și legam punga la gură și băgam în apă și fervea. Și când scotea mama de acolo, ieșea tocană, murea femeile că vedea. Să mira de mine cum gătea. Deci asta chiar nu știam. Nu, ea e de tocană. Nu. Și pe mine m-am uitat femeile. E, făceam la mine, eu aveam moală. Aveam oră de asta, păi ca nu, la acasă. Aveam un creaston de nailon și de inox. Și băgam fierbătorul. Și băgam toate acolo, stăteau femeile la ușă, dătea clocot și gata. Era mâncarea. Era altă. Da, asta era în pungă, minuni. Și știi ce mămăligă m-a învățat de făceam, de fulgi de aia. Hai mânca mămăligă de fulgi. Fulgi aia care sunt. Eu făceam o mărigă din pufuleț. Păi aia pufulețul. Da. Da. Eu cumpăram câte un sac. De ce le zici pulci? Păi nu pot să le zici. Du-te ia și tu o farfurie, te rog. Ia din bucătărie. Du-te tu. Nu, 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 că nu mi-e pare. Du-te ia o farfurie, domn Coace. Și... Hai. Și făceam din pulci, dar aia era tocana minune. Deci tocana minune? Da, în pungă legată și făceam mălică de aia și întindeai. Pe bună, prieten, chiar în exclusivitate vă spune patrona. Deci făcea la pușcărie tocană în pungă. Eu nu puteam să mănânc, eram bun la o mamă și trebuia să mănânc mâncare caldă. Auzi ce-a făcut odată și ea și toate polițiștele, dar nu vrea să vină peste mine. A venit singur odată, că m-a reclamat o femeie. Era... Păi ia stai puțin. Stai să-ți spun. Nu-mi spune. Păi ce faci, le dai în primire pe polițiste, pe... Bă, nu știa femeile, nu mă prindea. M-a prins odată, n-auzi. M-a prins odată, m-a reclamat o femeie. Și ce făcusem? Făcusem un pui de casă, mi-a dusasă luci și varza am cumpărat de la magazin. Nu știu, ori tot luci mi-a dusă. Și am făcut cu varză, că muream să fac mâncare cu varză. Când a venit polițista peste mine, mamă, să fac ipar jos, să tai jos. Tremuram cu tot. De-aia zice, acuz fac raport, gata. Doamnă! Zic, doamnă, să nu-mi faci raport. Ce zice ea? Te duci și arunci mâncarea toată la gunoi. Da. Dar pune-ți în farfurie și mănâncă din ea. Mamă, eu când am auzit că muream de mâncare, am început și am mâncat două, trei linguri. Ea râdea care vedea femeile cum mai merge mâncarea în mine, am mâncat două, trei linguri. Și până m-am dus și aruncat-o la gunoi. Și mi-a confiscat și crastonul de inox. Da, și m-am mulțumit că nu mi-a făcut raport. Că făceai să mănânci.
Păi da. Da, persoană, da. Dar pe ele n-a avut de aia, că ai găsit-o pe acolo. De ce nu ai făcut și ei mâncare? Ierea, se bat de mine. Se bat femeile de mine. Da? Da. Și de ce n-ai vorbit pe ea? Trebuia să o curajezi și pe ea, să dai curaj. Îl mai pun zeamă de asta. Nu mai vreau, nu. Gata. Am mâncat destul de zeamă, patroană. Mai bună asta. Mănânc de 10 minute în continuu. Uite, nu s-a trezit David ca să mănânce și el. Să nu stai la o gaiu. Copilul. Ali? Copilul meu s-a amit. David, Almin, David. Alu, Alin, tu tot nu știi. Păi tu nu de ce paharele să fie? Apă, ce bai, de tu? E apă de la izvor, să nu mai cumpere apă. Păi apă, izvorul vine oamenii câte 20 de bidoane și ia dimineața. Tatăl tău bea apă de asta și eu beau. Ascultă-mă, tare. Da, mai dai banii pe apă. De ce nu vrei tu să nu mai fiți testată? Să nu-ți mai faci mâncare, să mai muncești, să mai ai treabă cu nimeni. Vrei să dau cu lingura în cap? Doamne, ce vrei să mă duc la zil? Nu mă când e ăla ea, când nu l-o vine la noi? Păi uite, mai bine Iurghița la tine acolo. Bă, n-am mai pe, nu, de-l tine. Păi nu te duci și tu la ea dacă se duce la azi. Păi zi, de te-ai rândă pe sovere. O, mie care îl cade aș mut-o. E mai frumos așa la... Și mai rău când nu, dar e mai frumos la azi. Frumos să fie mai frumos. E mai frumos, e liniște acolo. Păi lasă-mă cu liniște acolo. Uite, n-are cine să o ajute. Uite, ea a făcut mâncare acum. Dumnezeu o ajută, cine-i s-o ajută, lasă-l în face, ți-am casa ei, că-a ta aia, nu știu să-ți arată. Unde e casa ei? Nu vezi că au luat-o toți? Cine a dat-o? Au luat-o toți. Gata, mulțumim, Doamne Iisus Hristos. Asta, salata de dimineață îți face și nu mai taie porta de mâncare. E foarte bună. Salata de ceapă cu turei. Da. De multe ori n-are cine să-mi facă. Păi specifică, salată verde cu usturoi. Da, salată, ceapă și usturoi verde. Da. Cât este să mâncăm, că pe urmă nu mai este și gata. Asta adică trece vara, patroană. Păi da, trece vara. Și de agaveiul și urzâciul. Și ce, nu mai e iarna, e și iarna. Dar dacă vara abia a început. Urzâciul să făcură mare acum. Da. Eu nu mai sunt urmă. Da, da. E 10 ceasă. 10 jumate aproape. Și ce facem patroana? Unde mergem acum? Mă sculai la 9 și nu ca niciodată. Să se scoală Alina. Mă sculai și eu mai multă. Ce? Diseară e eclipsa de soare, știți? Ba da, e eclipsă. Toată țară, dincolo, țară. Să urcă ăștia cu avioanele să filmeze noaptea. Să vadă cum trece. De seară. Gheorghiță, n-am auzit aia eclipsă. Da. Ce e aia? Ce? Ce? Eclipsă, nu e dispare soarele, nu știu câte minute, trece luna peste el. Ne afectează pe noi? Nu, 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 mi-e frică, nu, nu. Dar am mâncat prieteni, am mâncat foarte mult. A gătit mama, să mănânc și tu. A gătit mama, dar uite că mi-am găsit și o nevastă și mama nu mă lasă să o duc acasă. Să-i. Trebuie să plec. Cred că tu de asta s-a mănâncat.
cum ai spus. Vedeți, de-aia plec eu, prieten. Nu răspunde sora mea. Era în drum fosta. A fost ziua aici. Ieri era asta. E nici nu știu. Te o știu de pe Facebook. Dacă rău nepoță așa-i mei. Păi nici nu mă temă. A fost și ziua la nepoță tăi ieri. Nu mă temă nimeni. Deja. Păi deci, nu mai am cablu, mamă, la telefon, trebuie să-mi cumpăr cablu. Nici nepoțul tăi nu te-a chemat la ziua lor. Ima. Rușine să le prie. Mare de ea. E bun, e patron. Păi nu mai răspunzi deloc. Ce-ai făcut? Ți-ai făcut ziua. Păi nu mă temai și pe mine. Hai. Sunt aici, aici cu copilul meu, mănâncăm micul juni, i-am dat. A venit aseară. Ce nevastă, mamă, nu primesc pe nimeni el aici. Nu primesc pe nimeni, îi iau tot cu țigancă, îi iau. Da, ce să mai îmi facă aia? Eu vreau să iau o țigancă cu galben, cu zeste. Da, vedem, mă găsești o fată, o țigancă de-a noastră. Da. Lasă că găsim să fie sănătate. Da, și. Bine, de-aia. Mai desat. Da, sora mea. Deci că să meargă și Leo pe la ea să-i face un grătar. Îți mai pun? Nu! Până aici poate să scoală copilul la David. Unde doamne cu... Cine? David. Uitați-vă acolo. Doamne cu tasă. Ai vrei să mă ce? Nu mă întreba, filmează acolo. Mănâncă și taci. Să filmează. Se fac curat aici. Nu-i place să fie curat. Da. Să fac curat, mamă, vorbi cu sora mea. Să te duci tu mai încolo pe la ea să-ți facă grătarul. La doamna Stella? Păi da. Am înțeles. Acum faci curat, patroană, nu? Curat ce să fac. Uite, când iau și eu banii, trebuie să-mi iau față de masă. Ce bani cu mașina aia, ce caută cu gunoiul la poartă? Asta e cu gunoiul. Păi e cu gunoiul, uite, n-ai cum să deschizi poarta, să ia gunoiul. Păi ia gunoiul, ai vorbit cu ei. Ia asta. Ce? A luat Luci două camioane. Păi ia vorbește cu ei cu gunoiul, de-a? Nu mai avem. Da,
Ia să vedem, prieteni. Ia să vedem. Ia oamenii gunoi. Pe care gunoi? E al nostru. Mamă. Are gunoi patroană. Ce facem? Să cumpărăm și noi două containere de ăștia de la Dicură. Când a vrut să iau și eu containere, nu mai lăsa. De ăștia de gunoi. De la Didiman, da. De la Didiman. Ne punem unul la poartă. Păi da, patroane, dar le cumpărai pe banii mei? Și uite, n-a mai venit băiatul să vopsească ronturile, uite, să pun și eu flori aici frumos, când stăm pe bancă, pălea. Uite, mamă, să faci tu o bancă aici. Nu tot te încerci cu mine. Patroane. Nu fac eu, păi tu o bancă la poartă. Hai, lasă-mă să te duc la spitalul de bătrân și după aia fac eu. Păi tu o bancă la poartă, că de-aia ai venit acasă. Și păruie purtea. Dar ce să fac, am venit acasă să fac? Mamă. Nu puteam să stau acolo ca împăratul, să dorm. Uite ce-a purtat deci, aici, văruină până acolo. Și asta rămâne văruină. Lasă-și. Cheamă pe Georgiana, pe ursul să văruie, ca să vine Georgiana. Aia nu mai au treabă cu tine. De ce? Ursul și Georgiana nu mai are treabă cu tine. De ce nu mai are? Păi de unde să-i chem? Dacă te duci la azil, vin să-ți aducă și tu o farfurie de mâncare. Păi vine să-mi ajută. Nu vine, te-au mințit de rușine așa, de poliție ți-au zis că nu. Mă teme poliția după el. Și ce face? Vine? Păi să teme poliția după și dacă trebuie ce? Ei 80 de milioane în minte cum am luat eu. Teme poliția să le aducă acasă. Vedeți, prieteni, trebuie făcută porțele astea. Eu n-am șofer, șoferul meu cătă unde e. Dacă nu, trebuie să-i dau bani de porc, de unde să-i dau? Da, nu trebuie să scula de dimineață, trebuie să se scoală. Păi da, dar problema este de unde să-i dau bani de porc. E, trebuie dacă vrei să te ajută. Dacă vrei să te ajută. Eu n-am de unde să-i dau bani de porc, fac prieteni la Cătălin. Îi dau eu, să-i dau eu, să vină eu cu nevastă să... Să mă rușie gardul. Păi da, dar de unde îi dai tu? Tu tot îi dai tu. Tu îi dai la sfârșitul lumii. Tu dai la toată lumea. Cu cine face porțile cu gardul? Păi scoți galberie. Păi pe ce vrei să luăm porți? De unde am gardul? Păi ești datoare vândută la banii care iei. Mamă, de unde am eu galbe? Păi și dau de unde? Că datorile trebuie să le dai. Lasă-mă, tu vrei să mă omoară oț aici. Căci că sunt, am galbe. Lasă-mă, tu tot ce omoară hoți. N-am niciun galbe, prieteni. Scoate galbenii. Scoate galbenii. Trebuie să scoate galbenii, prieteni. Deci, prieteni, am mâncat micul jur. Am ieșit la poartă, ia să vedeți și voi. Uitați aici, peste stradă e liceul orașului Strehaia. Deci aici, lângă noi, e liceul orașului Strehaia. Ia vedeți. Vedeți, aici stăm noi, prieteni. Aici stă patroana. Aici din coace stă Anca. Și aici e liceul. Că nu ești în broc în apartament. Patroana. Vedeți ce nu mai pleacă Stache și David și Alin, le place acasă. N-au mai plecat că au avut o problemă de rezolvat aici. Nu, mamă. Și nu mai stă nimeni cu tine aici. Nu mai pleacă. Tu doar la spitalul, la bătrân, la azil, atunci nu mai vin la tine. Nu mai zic mama așa ceva, că nu mă duc eu. De ce nu te duci? Eu nu te las să mai aduci ursăreasă, muie. Dar de ce nu te duci? Ia țigancă de-a noastră. Și dacă te duc la azil, iau? Nu, mamă, eu nu mai vreau a lua copiii Romneaga-Gea. Nu. Hai, taci, nu mai îmi vorbi, gata, taci. Taci, că nu mai mă interesează. Ce spui tu? Vorbești din azilul de bătrân. Mamă, iai una de aia cu coadie frumoasă de la Țânțești. O iau, dar nu vrei să te duc la azil, că iau de la Țântești de acolo. De la Iași, de acolo. Da, iau de la Iași, de la Țântești, dar te duc la azil. Mamă, ți-am găsit una cu o salbă mare de galbeni. Și ce fac cu ei? Ce prim cu ea și cu o galbeni, ce fac? Ascultă-mă, o, nu te grăbi.
ia conduce mașina, ai șofieriță, că tu nu mai conduci. Nu vreau să-mi mătură mie acasă, să spală vasă. Să te duci cu ea în lume să-ți conducă mașina. Uite patrona Gheorghiță aici. N-am mai de pe la, nu, dar uite patrona, o duc la spitalul de bătrâni. Uite, să ia o pieriță cu eșofieriță și cu gante. Vedeți, prieteni, patrona o să meargă la spitalul de bătrâni pentru că ea spune tot ce vine la gură. Crede că face treabă. Deci atât, prieteni, deci atât vreau să vă spun. Că gata, s-a încheiat micul jun la noi. Vă pupăm, prieteni!